CSU Suceava a disputat vineri pe teren propriu primul joc din actualul sezon al Diviziei A. Formația lui Adrian Chiruț s-a impus în fața echipei din Târgoviște cu 51-11, oaspeții făcând un simplu act de prezență. CSU Suceava nu a avut un adversar în primul meci avut în această toamnă în fața propriilor suporteri. Diferența dintre cele două echipe s-a concretizat repede pe tabelă, astfel încât echipa suceveană a condus în minutul 10 cu scorul de 8-0, iar la pauză a intrat cu un avantaj mult mai mare, 22-4. Am auzit că și unii suporteri, chiar îmi cer scuze că nu s-a putut pune la altă oră. Cei de la Târgoviște s-au rugat de noi și ați văzut cu ce echipă au venit. Au vrut să plece rapid acasă, o parte dintre ei sunt juniori, au mâine meci dimineața. A fost o situație și un astfel de meci nu putem, nu. Era mult mai bine, mult mai bine, dar dacă așa a venit etapa, nu avem ce face. Acum intrăm în linie dreaptă pentru meciul cu Botoșani, de-aia am și pus marți, ne deplasăm până la Vaslui să facem un meci pentru că e o echipă tare și acolo vedem ce e de reparat în ultimele două zile cât mai avem. Dar de acum intrăm în linie dreaptă pentru meciul cu Botoșani. Trei puncte foarte importante și pe care cred că o să le luăm. Eu asta vreau, nici nu. Și băieții la fel, suntem montați să luptăm până în ultimul minut să luăm punct de acolo. Bineînțeles, asta e, dacă își doresc, le-am și transmis, dacă își doresc să fie în Liga Națională, că discutăm asta zi de zi, păi trebuie să câștigăm toate meciurile din Liga a doua. Doar așa poți să ai pretenții să joci la o echipă, eu știu, de nivel de Liga 1. Se văd meciuri la televizor, sunt echipe tari, meciuri tari. Dacă nu le poți câștiga pe astea, n-ai ce căuta acolo. Cei mai buni marcatori ai echipei sucevene au fost Antonio Pintilei și Dumitru Burdulea cu câte 7 reușite. Pentru formația lui Adrian Chiruț urmează derbiul primei părți a campionatului, în deplasare la Botoșani, vineri, pe data de 11 octombrie.